Napoli. E o dimineață călduroasă și liniștită de vară. Casele albe înșirate pe dealul Vomerului strălucesc în bătaia razelor de soare. La întretăierea celor două bulevarde principale ale acestui cartier din Napoli se înalță o casă cu etaj. Să urcăm să vedem cine locuiește aici. E locuința pictorului Lorenzo Savastano. Nici n-ar fi greu de ghicit. Pereții sunt încărcați cu tablouri din diferite epoci. Da. Și prin colțuri stau înghesuite pânze și rame. Să trecem dincolo. Ciudat. În cadrul unei ferestre se profilează pe cerul albastru silueta bondoacă și turdulia unei femei. Nu merge așa. E Chiarina Savastano, sora lui Lorenzo. Dar ce are? Tremură toată de mânie reținută. Lentilele groase ale ochelarilor cu ramă de baga nu pot să-i ascundă scăpărările răutăcioase ale ochilor ațintiți cu încăpățânare spre ușa de intrare. De afară se aude zgomotul unei chei ce se întoarce în broască. Chiarina, care e urcată pe fereastră, trage iute draperia și rămâne ascunsă în spatele ei. Ușa se deschide și, și în încăpere intră Lorenzo, urmat de un arhitect și câțiva muncitori zidari. Să mă retrag. Poftiți, domnule arhitect, să vie și meștere. Vine îngrozitor, lucruri să ai de-a face cu constructorii. Dar ce naiba, trebuia să veniți de luni acestea. Cafe strâmpte, dar noi până nu terminăm o lucrare nu ne putem apuca de alta. Știați doar cât de urgentă este treaba asta pentru mine. Nu aveți grijă, o să câștigăm noi timpul pierdut. O lucra și noi mai repejor. Să sperăm. Pierdut o săptămână. Ați găsit materialul, domnule profesor? Dar cum să nu, domnule arhitect? L-am așezat tot pe terasă. Instalațiile sanitare, cele două băi, cărămizile, cimentul, în sfârșit tot ce vă trebuie. V-a plăcut faianța pentru prima cameră de baie? Da, mie mi-a plăcut, deși aș fi preferat-o de un roz ceva mai deschis. Logotica dumneavoastră n-a fost mulțumită de culoare. Vorbești despre domnișoara aceea din Germania, care era aici zilele trecute? Da. Nu e logotnica. Nu? E o clientă pasionată pentru tablouri vechi. I-am reparat câteva pânze. Mă gândeam că vă e logotnică, fiindcă se interesa foarte mult de transformarea apartamentului. Nu, mi-a dat numai câteva sfaturi. Se pricepe bine la construcții și la mobilier. Are gust rafinat și cred că ar fi foarte bine să ținem seama de părerile ei. Știți că în materie de combinarea și alegerea culorilor e foarte priceput. Da. Priviți, vă rog. Da. Acesta e proiectul. Da. Domnule profesor, ca să urmați în tocmai sfaturile domnișoarei germane, e rest să mă faceți pe mine să nebunesc. De 20 de ori m-ați pus să refac proiectul. Da, și totuși mă gândeam că da. Atelierul meu... Vedeți, nu sunt încă hotărât unde să-l așezăm. Cum? Iar schimbare, domnule profesor. Asta e o cameră prea călduroasă. Vedeți, bate soarele toată ziua. E călduroasă și iarnă, dar poți să-ți închipui ce e aici vara. Dar are multă lumină. E ideală pentru profesiunea dumneavoastră. Ai dreptate, dar eu când încep o lucrare stau aplicat asupra ei zile întregi. Nu știi cât timp și ce răbdare se cer ca să repară picturile veche. Suntem cu casa pe dealul Vomerului și când arde soarele de iunie și de iulie, mă trec toate nădușelele. Dumnezeu, profesor, am o idee. Să instalăm un aparat pentru condiționarea aerului. Da, și unde ajung cu cheltuielile? Nu. Mi-ai făcut până acum un deviz care întrece cu mult suma pe care aveam de gând să o cheltuiesc. Da, aveți dreptate. Atunci nu mai rămâne decât soluția să transformați în atelier cele trei încăperi situate lângă odaia sorii dumneavoastră. Nu, să nu spui asta nici în glumă, nu. Doar când am adus vorba despre așa ceva, Chiarina a făcut o criză de nervi. Da? E adevărat că cele trei camere sunt cele mai frumoase din tot apartamentul. Tot orașul Napoli se vede de pe terasă. Da, știi? Tata și mama, Dumnezeu să ierte, și-au petrecut toată viața în aceste camere. Acolo au trăit, acolo au închis ochii amândoi. Și acum Chiarina, sora mea, n-admite să schimbăm niciun act. Da, înțeleg. Camerele au rămas așa cum se găseau la moartea părinților. Mobilele, obiectele, hainele, câteva bastoane ale tatii, bonețica lui de dormit pe măsuța de noapte, pachetul de cărți cu care mama își făcea paciențele. În sfârșit, tot. Acele camere
au devenit un sanctuar. Cum, domnule profesor? Și atunci acele telecamere vor rămâne cum se găsesc pe vecie? Atâta vreme cât voi trăi eu și sora mea, da. Păi, în acest caz, domnule profesor, vă trebuie să suportați arșița de vară. N-am ce face. Haideți, haideți, de unde începeți lucrul? Din camera dumneavoastră. Începem să desfacem lemnăria, scoatem ușile, apoi scoatem... Da, camera e goală, am îngrămădit toate lucrurile în odaia de-a la... Da? Haideți, băieți, la lucru. Da, veniți, veniți cu mine, pe aici, pe aici. Nu, nu, ce? Chiarina, dar ce cauți pe fereastră? De ce te-ai ascuns după draperie? Lorenzo, Lorenzo, ia seama! Dacă te atingi de un perete din casa asta, mă rog pe fereastră! Chiarina, Chiarina, dar ce e cu tine, dragă? Ce ai nebunit? Nu! Tu ești nebun! Domnișoară! Nu, nu, să nu vă apropiați de mine! Tu ești nebun, Lorenzo! Domnule arhitect, îl vedeți? Nu mai e în stare să înțeleagă până unde poate merge prostia cuiva fără să-și compromită demnitatea de om! Nu mai știe ce face, a dat în mintea copiilor! Dar, și admițând că am dat în mintea copiilor, dar de ce trebuie să te arunci tu pe fereastră? Și tu? Tu nu ești gata să faci același lucru? În prăpastia în care vrei să-ți sfârșești viața, nu mă târăști și pe mine! Decât o prăpastie morală, mai bine una adevărată! Dacă nu pleacă din casa arhitectul și zidarii, mă rup jos pe fereastră! Stai, stai! Dragă, stai! Dar de ce, dragă, de ce? Nu știai că într-una din zile o să înceapă lucrul? N-am fost amândoi de acord că apartamentul trebuie modernizat, transformat! Da? De acord cu cine? Cu mine? Te înșeli! Mă înșeli! Atunci să știi că am dat într-adevăr în mintea copiilor, da? Ți-am împărtășit toate gândurile mele, ți-am arătat planurile lucrării. Arhitectul se învârtește prin casă de 3 luni cu metru în mână. Eu nu l-am văzut. Cum? Ce? Nu l-am văzut. Și când mi-ai vorbit despre asta, nici nu te-am auzit. Când făceai planul să transform casa, care a fost cuibul copilăriei noastre, să o prefaci într-o locuință străină, de tot ceea ce ne-a ținut legați unul de altul, atâția ani buni și răi, se înțelege că m-am prefăcut că nu bat și nu aud. Că și taci până în ziua când se înceapă lucrul, fără să lași măcar să se vadă că nu ești de acord? Lași pe arhitect și pe meșter să vie și pe urmă ameninți că te arunci pe fereastră? Ei, da, am tăcut. De câte ori ai adus vorba despre asta, nu ți-am răspuns. Dar n-am spus nici da, nici nu. Nu cumva vrei să zici că ai luat tăcerea mea drept aprobare? Da, suntem frate și soră, ne înțelegem dintr-o privire. Ei, nu cred că n-ai băgat de seamă atitudinea mea ostilă. Dar de vreme ce erai hotărât să pui planul în aplicare, indiferent de mine, ai interpretat tăcerea mea cum ți-a convenit. Dar... Hai, chiar, hai, hai, hai. Dă-te jos de pe fereastră! Nu, nu! Domnule arhitect, da, jos e o prăpastie adâncă de vreo 300 de metri. Chiarina, Chiarina, ce-ai de gând? Faci o mișcare greșită și sfârșim amândoi pe tragedie! Să plece, meșterii și arhitectul, să plece! Ce mă chinuiești, dragă? Vrei să râdă toată lumea de pe dealul Vomerului? Hai, 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 dă-te jos mai repede, că de unul pun mâna pe telefon și chem pompierii. Să vedem cine ajunge mai întâi jos, eu sau pompierii? Mă învârtesc odată pe călcâie și ajung pe marginea mercatului. Stai, 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 stai. Lăsați-mă, profesor, nu eu să plecăm. Venim când o să vă înțelegeți. Poate, nu se poate, nu pot să admit o astfel de constrângere. Nu, să nu plecați. Nu cumva să se arunce. N-are decât. Dacă se aruncă, înfundăm ochna amândoi. Adică de ce să înfund ochna? Ce, există vreo lege care să mă tragă la răspundere pentru nebunia criminală a cuiva? Dacă domnișoara Chiarina Savastano, pentru fapte care nu ne privesc, vrea să se ducă pe lumea cealaltă, alegând dealul Vomerului ca pe cel mai scurt drum, ce suntem noi de vină? De ce amesteți și pe ceilalți? De ce spui noi? Numai tu ești de vină, numai tu mă faci să mă arunc pe fereastră. Crezi că acești oameni nu o să spună la tribunal ce am vorbit noi aici? Și ce o am să jur? Da, 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 la ordine ai să ajungi, la ordine. Bine, 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 bine. Domnule arhitect, da, domnule. Scuză-mă, mă rog. Așteaptă afară cu meșterii, da, da. Încerc să o conving pe sora mea și vă chem mai pe urmă. Nu, 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 să plece de tot, să plece, nu vreau să-i mai văd în casă, nu vreau, înțelegi, nu vreau. Domnule profesor, domnule profesor, nu avem ce face, îmi iau meșterii și plec. Așa, bine, poate că e mai bine așa, vă cer scuze. Mă rog, nu. Domnule arhitect, te rog să sun la ușa vecinilor noștri și să spui să vie până aici doamna Matilda. E mai bine să fie cineva, să nu rămân singur cu ea. Da, 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 da. Haide, poți să-i spune. Așa, foarte bine, foarte bine. E, draga mea. Nu, nu, nu te apropia de mine. Nu. Bine, Chiarina, acum ești bună să-mi spui ce ți-a venit. Da, ce să-ți mai spun? Nu mă mai înțelegi.
Numai piata mama mă înțelegea. Dacă ar fi trăit părinții... Dar nici noi nu mai suntem tineri, dragă Chiarina. Părinții nu puteau trăi cât lumea. Dacă nu-ți dai seama cum a trecut timpul? Fiindcă ai rămas nemăritată, te crezi tot de 15 ani? Da. E posibil. Dacă aș fi de 15 ani, n-aș mai sta în picioare pe perbazul ferestrii ca să te fac să pricep că nu poți să dispui de casă după pofta ta, nici să mă tratezi ca pe o slugă pe care o iei de mână și o dai pe ușa afară. Dar cine s-a gândit vreodată să te dea afară din casă? Tu! Tu! Eu! Da! De fapt, n-ai făcut-o până acum, fiindcă ți-a lipsit curajul. Dar ne-ai dat de înțeles. Ți-ai greșit socotelile. Nevasta să ți-o duci în altă parte și reparațiile să ți le facă la casa ei. La vârsta ta să te mai însori, dă-i o nebunie. Și mai spui de mine că mă cred de 15 ani. Că am spus eu cuiva că am de gând să mă însor. E o închipuire a minții tale bolnave. Mă crezi așa de proastă? De 8 luni de când a venit pentru prima oară nemțoaica la noi în casă, nu te-am slăbit din ochi. Am avut o bănuială de când ți-am pregătit conturile pentru cele 5 tablouri pe care i le-ai restaurat. Erai gata să-i le faci aproape pe gratis. Când a venit pe urmă să-ți dea sfaturi în privința transformării apartamentului, am auzit tot ce spunea nemțoaica. Pentru băi să alegem culori foarte delicat și pe terața mic să facem un pervedere. Ei, când am auzit-o spunând să facem, m-au apucat-o straci. Și ce-i cu asta? Ce te privește pe tine? Mă rog, să zicem că m-aș fi îndrăgostit de nemțoaică. E ce rost are să nu mă slăbești din ochi luni de zile? Ce, ești poliție secretă pe urmele mele? În fața cărei autorități ne-am angajat să rămânem legați pe viață ca doi frați siamezi? Chiar să știi, de la mine astea sunt apucături de fată bătrână. Ți-ar trebui un bărbat. Treacă. Chiar. Ești rău și vrei să mă umilești. Lăsoară-te cu cine vrei, fă ce vrei. Fata asta bătrână, nebună și înnăcrită, pentru care sunt închise toate drumurile, dă-o afară în stradă. Chiari. Lorenzo este de-a dreptul exasperat de falsitatea acestui plânset. Dacă ar vrea să puie paie pe foc, ar putea să-i spuie: ești urâtă, nu te-ai măritat, fiindcă niciun bărbat nu s-a uitat la tine. Dar mai bine și înfige unghiile în carne și se stăpânește. Dar ce s-a întâmplat? Tocmai la timp, intră pe ușă doamna Matilda, pe care a trimis-o o cheme. Doamna Matilda e informată de tot ce s-a petrecut în casa vecinilor ei. De aceea, procedează cu tact ca să o facă pe Chiarina să-și schimbe hotărârea. Duce un scaun lângă fereastră, îi întinde mâna și o ajută să coboare. Când se vede jos, pe Chiarina o apucă o spaimă retrospectivă. Își pierde echilibrul și începe să bâșbie cu mâinile în căutarea unui punct de sprijin. Vai, se învârtește camera cu mine. Dar ce s-a întâmplat? Întrebați-o pe Chiarina. Dumneata, domnișoara Chiarina, o persoană așa de distinsă și înțeleaptă și cu minte. Că mereu îi spun bărbatului meu: e o plăcere să ai vecini ca Savastani. Nu se văd, nu se aud. Așezați-mă pe un scaun, un scaun. Da, așa, domnișoara. Dați-mi un scaun. Așa. Nu mai văd. Nu văd niciun lucru din casă. Nu, liniștește-te, domnișoara Chiarina. Acum să-ți trece, acus. Hai, camera se învârtește. Camera, opriți camera. Da, o să o opresc, da. O să treacă, acuș. Ce să treacă, doamna Mati? Se învârtește într-una. Nu, e numai așa, o impresie. Dumnezeule, ce rău mi-e de la stomac. Eu? Tocmai cuseam nasturile la cămașa bărbatului meu când a venit un domn și mi-a spus: duceți-vă repede la Savastani, domnișoara Chiarina vrea să se arunce de la fereastră. Am venit într-un suflet. Domnule profesor, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Întrebați-o pe ea, nu? Mă tem că nu-i de mâna să spui adevărul. Asta în cazul că nu și-a pierdut de tot simțul ridicolului. Vedeți, doamnă Matilda, mă jignește mereu de când a văzut că nu sunt chiar atât de proastă. Asta-i pricina, că am fost mereu grijulie și serviabilă și gata să mă sacrific. Da, fiindcă acum am deschis ochii și fiindcă acum am spus că m-am săturat să tot fac pe placul altora și că de azi înainte o să mai fie și după placul meu, s-a înfuriat și mi-a aruncat în față fel de fel. Că sunt așa fiindcă nu m-am măritat, că mi-ar trebui un soț. Că sunt urâtă. Nu. Că niciun bărbat nu s-a apropiat de mine. Mi-am spus eu așa ceva? Da, ai mereu în cap aceste lucruri. Îți plăteau vorbele pe limbă să mi le spui.
lui. Și îmi faci proces de intenții? Doamna Matilda, vroia să se arunce pe fereastră, sau mai bine zis m-a amenințat că se aruncă, fiindcă i s-a năzărit că vreau să transform apartamentul ca să mă căsătoresc. Deci chiar dacă ar fi așa, domnșoara Chiarina, domnul profesor este un artist, e un bărbat bine, cu situație. E ce rău vezi în asta? Tocmai, tocmai. Vine un timp când simți nevoia să ai aproape de tine o ființă, un suflet. Nu înțelegi că după ce se potolește prima văpaie, perioada fiziologică cu caracter internațional, la prima discuție o să-ți arunce în obraz. Eu sunt germană, tu italian. Da, bine, de asta ar trebui să port eu grijă. Da, și eu să asist la nefericirea ta și să stau cu mâinile în sân. Eu sunt vinovată, doamnă Matilda, eu l-am învățat rău. L-am servit cum slujește preotul la altar. Mi-am închis viața pentru el. I-am fost soră, mamă, tată. Știu. Toată lumea te dă de exemplu. Și ce-am profitat eu de viață? Până la 40 de ani am fost la teatru de 4-5 ori. Nu mă duc nicăieri, n-am prietene. Când eram o codană de vreo 14 ani, mi-au venit și mie primii gărgăuni. Viața mamă nu-mi spunea nimic, numai mă privea trist, parcă vroia să-mi spună: Chiarina, acum te apuci și tu să te îndrăgostești. Cine o să vadă de casă? Mama era slăbuță, avea numai un plămân. Trebuia mereu să o ajut. Tata a ocupat în meseria lui de decorator. Când venea acasă, vroia să găsească toate gata. Și Chiarina spăla, călca, făcea mâncare. Stăteam de veche lângă mama noaptea când se sufoca. Hai. Pe urmă, a închis ochii și mi-a rămas în grijă tata. Am rămas pe urmă numai cu Lorenzo. Îi ștupi din afară toate gusturile. Când e sar de igraș, Chiarina îi coace pe jar, fiindcă la gaz au miros urât. O să scoate nemțoarcă Ardei. Stofa de haine, cine ți-o alege? Doctoria de bătături, cine ți-o pune pe măsuța de noapte? Ajunge. Eu sunt toate cheile, eu mă trudesc pentru toate. Mi-am lipit sufletul de fiecare lucrușor din casa asta care m-a adăpostit. Liniștește-te, domnșoara Chiarina, liniștește-te. Uite, așa s-a depănat biata mea viață. Dar niciodată nu m-am plâns, niciodată n-am reproșat. Ei, dar din casă nu plec. Poate să se derime pe mine, poate să-mi cadă în cap toate grijile. Nu plec, nu plec. Domnule profesor, ar trebui să vă puneți în situație, domnule profesor. Dumneavoastră Chiarina se gândește că îi se duce pe gârlă toată munca dacă pleacă din casă. Și dacă rămâne, intră slugă la nemțoaică. Dar cine ți-a spus să pleci din casă, dragă Chiarina? N-am hotărât nimic în privința căsătoriei mele. Și să ne lămurim. Să renunț la orice proiect de căsătorie pentru leacurile de bătături de pe noptieră, dragă? Dacă ar fi vorba să mă însori, Chiarina, tu rămâi în casă, așa cum ai fost și până acum. Ai înțeles, doamnă Matilda, ai înțeles? Mai bine îi dau foc, mai bine îi dau foc. Poftim dacă mai înțelege cineva ceva. E nebună, ascultați-mă pe mine, doamnă Matilda, e nebună! Da, stați puțin, domnule profesor. Dumneavoastră Chiarina are și dânsa dreptate. Nu vrea să ajungă slugă la nemțoaică. Un moment, sună! Da, trebuie să fie bărbatul meu, nu știe ce-i cu mine. Hei, Matilda, puteam să te aștept mult și bine. M-ai lăsat cu acu, înfipt manșeta cămășii. Bună ziua, domnule profesor. Da, bună ziua, domnule Alfonso. Bună ziua, domnișoară Chiarina. Bună ziua. Da, vă rog să ne iertați, domnule Alfonso, că am reținut-o pe soția dumneavoastră. Alfonso, dacă n-am venit înapoi să-ți cos nasturile, însemnează că n-am putut. Mi-am închipuit eu asta, dar vezi că am pierdut o întâlnire importantă cu cineva. Acum e ceasul 10:30, de unde să-l mai iau? N-ai decât să-i telefonezi. Dar e vorba de intermediari. Azi dimineață mi-a telefonat unul din agenții mei. Domnule Alfonso, am ceva pentru dumneavoastră. Un serviciu de masă de argint în Ludovic al XIV-lea pentru 48 de persoane. Dacă vă interesează, mă găsiți la cafeneară 10 fără un sfert. E, și acum e 10:30. M-ai făcut să pierd un chilipir. Lasă-mă. O să mă despăgubească, domnul profesor. Văd în perete un tablou mic de paliții. Vă spun drept că îmi place. Domnul profesor, nu facem amândoi o afacere? Domnule Alfonso, nu e momentul. Am alte gânduri în cap. Deocamdată mă duc în oraș. Vai de mine, unde pleci? Da, fii pe pace, nu mă duc să mă însor cu prima femeie care mi-a ieșit în cale. Mă duc la societatea de navigație. Săptămâna asta pleacă vaporul Saturn. Vreau să văd dacă mai găsesc un loc. Vrei să pleci în America? Ce te interesează? Ce, dacă plec în America, îți alege alt mijloc de sinucidere? De două luni tot vorbesc despre asta. Nu toate pregătirile sunt gata și pașaportul. Nu mă hotăream din cauza nemțoaici. Dar acum m-am hotărât. Îi dau o telegramă să-și ia gândul. Vrei să
pleci în America acum. Să-ți lași așa deodată toate obiceiurile. Lorenzo, Lorenzo, gândește-te bine. Nu-mi pasă de nimic, Chiarina. Vreau să plec, las ardei, copți și leacurile de bătături. Nu mă însor, dar plec. Trebuie să plec. Doamna Matilda, domnule Alfonso, vă rog să mă scuzați, mă rog. Ne vedem când mă întorc din noi. Te-ai poftit. Acum America ne mai lipsea. Dacă și-o găsit loc, e în stare să plece cu tot din adinsul. Dar ce face în America? A primit o ofertă foarte bănoasă, o afacere grozavă. Da, 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 mi-a vorbit cândva despre asta. Chiar eu l-am sfătuit să primească. Păi tu, sigur. Da, trebuie să se ducă să restaureze niște tablouri vechi în casa unui miliardar care de 5 luni îl tot cheamă cu scrisori și cu telegrame. El nu prea vroia să se ducă, mai ales că nici eu nu-i dădeam voie. Se vede că după scena de azi de dimineață... Niciodată nu l-am văzut pe profesor așa nervos. Tu să taci! Tu erai în casă, mă așteptai să vin să-ți scoți nasturile. Să fi fost aici, să fi văzut ce s-a întâmplat. Dacă nu veneam eu la timp, domnișoara Chiarina se arunca pe fereastră. Ce tu spui? Dar cum asta? Așa fără motiv? Ah, Alfonso, Alfonso! Cum o să se arunce cineva pe fereastră fără motiv? Sigur că nu se înțelege, dar întreb de ce. E, hai, lasă! Spune mai bine că vrei să știi toate și nu mai încerca să ne descoși. Ce să descoți, Mati? Dacă vrei să-mi spui bine, dacă nu, nu, mi-e tot una. Nu insist. Foarte rău că nu insisti. Motivul e că profesorul s-ar fi îndrăgostit de o nemțoică și vrea să se însoare. Și ce ar face? Înaintează actele și se cunună cu ea. Ah, Alfonso, ah, nimic nu pricepi. Și eu, după ce i-am servit pe toți, să ajung sluga fericiților însunății, nu? Nu-i nimica, tot fratele dumitale rămâne. Soția lui ți-ar fi cunată. Stai din gură, tu nu te pricepi. Întâi de toate... Lasă-te de obiceiul de a tot face aprecieri despre oameni. E un obicei foarte urât. Ăsta nu pricepe, ăla e un prost, celălalt un ignorant. Sigur, numai tu ești deșteaptă. Păi dacă așa e, ca să înțelegi un lucru, trebuie să scoată popa boaștele. Ți se pare posibil că după ce a făcut atâtea sacrificii domnișoara Chiarina să dea voie unei străine să se instaleze în casă și să facă pe stăpâna? Cu puțină bunăvoință dintr-o parte și din alta... Na, bunăvoință, sigur. Dacă era după tine, casa noastră ar fi fost năpătită de neamuri. Mate, te rog să taci. A destul mai necăjit cu butonul de la cămașă. Drăcia dracului, orice discuție cu tine trebuie să degenereze. Da. Ia mai lăsați-mă în pace. Orice îi spune, în casa mea eu sunt stăpână și n-am nevoie de nimeni. Să fii sănătoasă. Mă duc să pregătesc masa. Fă ce vrei. Domnișoara Chiarina, dacă ai nevoie de mine, sunt la intrare. Mulțumesc, doamna Matilda. Intră. Primiți vizita lui Filuțiu. Da, bine cu pomarul ăla. Respectele mele, domnișoara Chiarina. Ah, omagine mele, doamna Matilda. Iată, a venit cu noi și Maria, fata dumneavoastră de servici, care mi-a dat comanda pentru legume și fructe. Maria, unde ai fost până acum? Am întârziat, Duduie. Era atâta lume la telefon și nici măcar n-am reușit să vorbesc. Mi-au dat legătura, am plătit o groază de bani ca să vorbesc acasă la caserta și... N-am găsit pe nimeni acasă. De ce n-ai întrebat pe telefoniștă dacă nu știe cumva ce face maică-ta? Nu mi-a venit în gând. Eu la telefon mă încurc. Dar am primit acum o telegramă. Mama e mai bine. Dacă nu primeam vestea, vă cerem voie să mă duc până acasă. Hai, pumarul la cocosul. Da. Princi, ce la... Îl vedeți pe prostănacul ăsta? Îl cheamă Pumarola fiindcă l-a făcut mamă să într-o livadă de portocale. Filuțiu, te rog să-mi trimiți și mie câteva legături de vedeață și un kilogram de vinete. Da, vă servesc îndată, doamnă, sigur că da. Hai, Alfonso! La revedere, domnișoare Chiarina. La revedere, la revedere. Domnișoare Chiarina, cum vă simțiți în timpul verii? Pentru mine, toate anotimpurile sunt la fel. Nu vă duceți la plajă? Nu faceți băi de mare? Nu știu să not. Și mi-e frică de mare. Într-o dimineață, dacă vreți să faceți cinstea, vă conduc eu la plajă, știi? Cu mine nu o să vă fie teamă. Vă învăț să notați, sunt specialist. Vreți să mergeți? Cu mine ți-ai găsit să-ți pierzi timpul? Eu sunt născută pentru viața casnică. Păi și eu mă gândesc la negoțul meu, dar mă gândesc cu bucurie. Uite-am, tocmai pentru asta veniți la dumneavoastră. Știți că am de gând să-mi deschid o prăvălie mare de trufandale cu articole de lux, așa. M-am gândit bine și la local. Cred că cel mai potrivit ar fi casa goală pe care aveți dumneavoastră jos lângă prăvălia mea. La numărul 35. Credeți că fratele dumneavoastră s-ar opune? De, știu și eu.
Dar ce văd, aveți o mandolină. Ai, lăsesc două coarde, domnișoară Tiera. Și dezacordată. Știți că eu la prăvălie cântăresc un chil de cartofi, mai trag un cântec, două chile de caise, un cântecel. Așa, uite, uite că am aranjat-o puțin. Știți cântecul ăsta, domnișoară Tiera? Nu. A, cu dragoste. Te urmez pas cu pas, iubito, aproape sunt de tine. Chiar noaptea-n vis te urmăresc, ca să-ți spun te iubesc. Oriunde te vei ascunde, chiar și tu-n ciop de lună. Frumos de așa genă. De azi o scară am să-mi plătesc, ca să mă urc să te găsesc. O ascunsă în mare albastră, printre mărgeană și pele, am să mă arunc în valuri, să te culeg din ele. Ce vorbim? Te urmez pas cu pas, iubito, trăiesc doar pentru tine. Viața întreagă eu aș vrea să te păstrez doar pentru mine. Foarte frumos! Ce fire veselă ai fi, Lucio! Păi eu oricât de treabă aș avea, găsesc timp și pentru mandolină, nu și-a retiarina, știi că? Altfel nu aș putea duce în spate două prăvălii, gândiți-vă, una aici, alta la Salvador Rosa. Da. Noaptea n-am somn, sunt mereu neliniștit din cauza mamei. De ce? O biată bătrânică, știți. După moartea tatei s-a depărtat de lume, acasă și la biserică. Știți că tata a murit de vreo 10 ani și ea nu și-a lăsat nici acudoliu. Da, n-am văzut-o niciodată pe mama dumitale. Stă toată ziua singură? Da, e și fratele meu acasă, dar bietul băiat nu e în toate mințile. Știți că e mai mare decât mine, dar se joacă cu soldați de plumb și cu poze. Da, nu o să uitați să vorbiți cu fratele dumneavoastră pentru casa de închiriat. S-ar putea ca fratele meu să plece în America. Da? Da. Hai, nu face nimic. Vin la dumneavoastră. Mai stăm de vorbă. Vă mai cânt și alte compoziții de ale mele. Tot dragoste. Da, da. Aș vrea să vă întreb ceva, dacă nu vă supărați. Nu, nu mă supăr. Spune, spune, Filucio. Iată, voiam să știu dacă v-a sărutat vreodată vreun bărbat. Filucio, tu ce-ți trece prin minte? Cum aș putea să-ți răspund? Nu e nimic rău în asta. Dar sunt convins că nu v-a sărutat nimeni. Nu râdeți niciodată. Fiindcă niciun bărbat nu s-a gândit să vă înflorească un zâmbet pe buze. Zâmbetul unei femei de aici pornește, de la primul sărut pe care îl dă un bărbat. Plângeți. Am făcut rău că v-am întrebat. Nu. Nu? Dar mi-am amintit de vremea când aveam 14 ani. Nu eram urâtă, dar nu mă lua nimeni în seamă. Ca așa cum... E, cum puteți să spuneți așa? Era un băiat care îmi făcea curte sau poate că glumea. Mi-a spus că ar vrea să mă sărute și că să-l aștept seara pe scară. M-am dus, dar el n-a venit. Și acum sunt bătrână. Dumneavoastră, în fiecare dimineață când vă puneți ochelarii, luați 10 ani din calendar și vi încărcați în spinare. Să vi scot eu puțin. Nu vă mișcați. Ghiciți cine vine. Cine? Tânărul care v-a dat întâlnire pe scară. Iată-l. E aici. Ce ai făcut? M-ai sărutat. Iertați-mă, domnișoară, chiar nu vreau să mă iertați, dar... Nu e nevoie. Du-te, du-te. Dar stai,
Stai, dă-mi ochelarii. Ai zâmbit, ai zâmbit. Nu, nu, nu-ți dau ochelarii, nu ți-i dau, nu ți-i dau. Dami, ce mă fac fără ei? Ți-i aduci o mâine. La revedere. S-a făcut ea. Da. Dar ce-i, ce-i cu tine? Ce-i? Iar plângi? Nu, nu. De ce? Ce s-a mai întâmplat? Nimic. Știi, așa mă apucă pe mine uneori tristețea. Da, mă rog. Am ajuns tocmai la timp ca să-mi rețin cabina. Vaporul pleacă mâine. Îmi pregătesc valizile și materialul de care o să am nevoie pentru lucru acolo. Da. Nu, zău, nu înțeleg, Lorenzo. Pleci așa pe nepusă masă. Și cât o să stai acolo? Câteva luni. Dar o să-mi facă bine. Știi că am dat și telegrama nemțoaicii. Care nemțoaică? Chiarina, Chiarina, ce ești cu capul în nori? Mă duc să-mi pregătesc hainele. Dacă am cămăși spălate, pune, te rog, să mi le calce. Da, am să pun. De cum, ce? N-ai nimic de obiectat? Nu! Nu! Doamne sfinte, ne poartă Dumnezeu de grijă. Maria! Maria! Maria, te rog, să calci cămășile domnului profesor până de seară, fiindcă trebuie să pleci. Da, Duduie. Maria! Poftiți, Duduie. Dragă Maria, după ce îți termin treburile, poți să iei trenul și să te duci la Caserta, chiar în seara asta. Mă lăsați să mă duc la Caserta? Tu nu vrei să te duci să vezi ce face maică ta? Poate are nevoie de ceva. Păi eu am primit telegrama. Da, da, e mai bine să te duci. Eu tot rămân singură, n-am nevoie de tine. Domnul profesor pleacă mâine. Dacă e așa, mă duc și vă mulțumesc. Da. Și Maria, Maria, te rog, adu-mi aminte înainte de a pleca. Trebuie să pun două coarde la mandolină. La mando. Da, Duduie, mă duc să calc cămășile. Te urmez peste tot, iubito. Trăiesc doar pentru tine, Filuccio. Au trecut 10 luni și acum doamna Matilda și Maria stau cu brațele încrucișate și cu privirile ațintite spre ușa camerei de alături, de unde trebuie să iasă cineva. Iată că iese cineva. E o doctoriță în halat, cu o sticluță în mână. Uite, își dezbracă halatul și se interesează dacă ar putea vorbi cu soțul doamnei pe care a consultat-o. În zadar încearcă doamna Matilda și Maria să explice doctoriții că persoana în chestie n-are soț, că n-a fost niciodată măritată și că este domnișoară, domnișoara Chiarina Savastano. Dar după cum se vede, doctorița își cunoaște bine meseria și spune lucrurilor pe nume. Persoana pe care a consultat-o, o fi sau nu o fi măritată, e însărcinată în a cincea lună. Atâta tot. A indicat regimul alimentar, a recomandat atmosferă de liniște în jurul gravidei și a luat trusa și a plecat. Doamne ferește, Iconiță Matilda, ați auzit? Mi se pare că visez. Ba, la drept vorbind, eu am bănuit ceva. Dar mi se părea din cale afară și nu mă venea să crezi. Să fi văzut cum făcea pe mironosișa. Ce spui? Maria, nu mi-e bine, Maria.
Îmi vine rău de la stomac. Aha, de la stomac. Ai pus tu prea mult unt la găluște. Asta la început. Pe urmă își tot lărgea fustele. Maria, ce-o fi cu mine? Mi-e frică să n-am vreo tumoare. Ce? O tumoare? Doamne! Maria! Ia-i! Poftiți-vă! Marie! Poftiți-vă! Marie, am să te rog ceva. Poftiți-vă! Dumneata, doamnă Matilda! Bună dimineața! Bună dimineața, draga mea Carina! Marie, te rog! Du-te până acasă la conița Matilda și roagă-l pe domnul Alfonso să vie puțin până aici. Îndată, Duduie. Doamnă Matilda, mă vezi? Ba bine că nu. Pe cine să dau vina? Pe cine să trag la răspundere? Da, ai dreptate, da. Ce folos să fii prevăzător, da? Să fii atent, să stai închis în casă. Doamnă Matilda, dacă dracu își pune în minte să-și vâre coada în treburile tale, n-ai nicio putere să-i stai în cale. Da, așa e, da. Toate lucrurile s-au potrivit, toate au coincis ca și cum ar fi fost pregătite de cineva care avea interes să se întâmple ce mi s-a întâmplat. Plecarea fratelui meu hotărât așa cât ai clipit din ochi. Vezi, dumneata, parcă o plecare în America se hotărăște așa cât ai bate din palme. Ți se pare lucru normal, doamnă Matilda? Da, nu, nu, da. Și apoi ce mai spui de Maria? Maria, pe care eu am trimis-o să mai vadă ce mai e pe la ea pe acasă, în loc să vie înapoi după două zile, mi-a stat mai bine de o lună. Ei, nu. Da, și la drept vorbind, și dumneata, doamnă Matilda, l-ai ajutat oarecum pe diavol. Eu? Dar cum? Nu te-a împins tot diavolul și pe dumneata să pleci la Benevento? Da. Da, alminteri, eram împreună mereu, nu? Când eu la dumneata, când dumneata la mine, vreau să zic, n-aș mai fi avut prilejul să fiu singură atâta vreme. Să mă ierți, Chiarina, dragă, dacă sunt... Dar vezi, nu cred eu să se fi prezentat diavolul la dumneata cu revolverul în mână. O femeie își dă seama cu ce intenții vine diavolul. Se apără, încearcă să scape. Ei, nu crezi? Dar ce pot să mai fac? E ușor să vorbești, e ușor să judeci pe altul. Și acum o să înceapă lumea să clevetească. Dar nu s-a purtat frumos, a fost cu voia ei. Dar ce-i minoră când nu vrea femeia să încuie în casă și știe ea cum să se afle? Deloc, da, cine să spună vorbe de-astea? Ori să spuie, doamnă Mati, ori să spuie că sunt trecută de 40 de ani, că la vârsta mea puteam să judec. Ei, nu judeci, doamnă Mati. Ori la 15, ori la 30, ori la 50, e tot una. La orice vârstă când ți se întâmplă ceea ce mi s-a întâmplat mie, nu te mai gândești la nimic. Îți pierzi capul cu totul. Nopți întregi n-am închis ochii gândindu-mă la toate. Primejdea de a aduce pe lume un copil fără să știu dacă tatălui o să-l recunoască, familia, fratele meu, bârfeala lumii. Dar totul îmi părea frumos, totul era cu putință. Când mă gândeam la fratele meu Lorenzo, îmi ziceam, dacă o avea un copil, o să fie o bucurie și pentru el. Pe urmă mă gândeam, s-ar putea să nu ai copil și lucrurile rămân ca mai înainte. Și atunci mă năpădea o tristețe, o melancolie, că adormeam cu lacrimile pe obraz. De ce să n-am copil? Numai ca lumea să mă laude că am rămas cinstită până la sfârșitul vieții. De ce, doamna? Nu se sfârșește lumea cu asta. Așa a fost să fie. Dar Lorenzo, dar de ce îți faci atâta sânge rău? Cum să nu? Fratele dumitale este un artist, e un om deștept, înțelegător. La început o să se mire, o să se supere și pe urmă o să înțeleagă și lucrurile se aranjează. Și la urmă urmii, deocamdată fratele dumitale e în America. Când s-o întoarce, o-mi vedea. Asta e că s-a întors. A sosit cu avionul la Roma și mi-a dat o telegramă înainte de a se urca în trenul de Napoli. Să vezi, drăcia. De-aia am trimis să-l cheme pe domnul Alfonso, să-l rog să se ducă la gară. Eu cum să mă duc? Dacă nu mă vede, Lorenzo n-o să știe ce să creadă. Iar dacă mă vede în starea asta, îi vine o paralizie când coboară din tren. Păi dacă e vorba de paralizie, poate să-i vie și când te-o vede aici. Da, dar cel puțin e la el acasă. Iată că vine Maria. Vine Maria cu soțul dumitale. Poftiți, domnule Alfonso, poftiți. Poftim, domnule Alfonso. Domnule Chiarina, aveți nevoie de mine?
Da, dacă nu vă supărați. Vine fratele meu de la Roma cu rapidul de 9:30. Să mă duc să-l primesc la gară? Da, vă rog. Spuneți-i că eu n-am putut să vin, că am o mică indispoziție. Altceva să nu-i spun? Ce vrei să-i mai spui? Știu și eu, să-l pregătesc cumva. Dar pentru ce să-l pregătești? Pentru mica indispoziția domnișoarei Chiarina. Nu, nu e nevoie, e un lucru de nimica, nu te băga tu. Atunci să mă duc. Dar eu tot ziceam, o mică pregătire tot n-ar strica. Hai, pleacă! Mă duc. Ai văzut? Soțul dumitale știa. Maria, tu i-ai spus. Am scăpat o vorbă fără să vreau. Hai, du-te la bucătărie. Mă duc. O să umple tot dealul Vomerului. Acum să fim sănătoși, chiar. Gândește-te că ori azi, ori mâine, lumea tot trebuie să afle. Și afară de asta, întoarcerea profesorului mai devreme e poate mai bine. Ce să mă fac? Ce o să mă fac? Chiar, mie poți să-mi vorbești deschis. Cine e persoana pe care ai cunoscut-o? E un om de treabă? De ce nu și-a făcut datoria? Dar n-a știut nimic până ieri dimineață. Și cum a primit vestea? Era gata să leșine de bucurie. N-a putut să mai scoată o vorbuliță. Și de ce nu i-ai spus mai demult? N-are cine știe ce situație. Nici bani nu prea are. Sunt îndrăgostită de el. Dacă l-aș pierde, m-aș arunca pe fereastră. Nu odată, de 10 ori. Doamna mate, nu mai sunt o copiliță. Sunt femeie în vârstă, el e tânăr. Mi-a fost teamă că dacă îi spun adevărul, pleacă și mă lasă. De ce să-mi puținez zilele de fericire? Mi se părea că sunt în rai, doamnă Mati. Te cred. Când a aflat vestea, nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Ce fire fericită are doamnă Mati. Râde într-una, e mereu vesel. Și cât mă iubește. A plâns când i-am spus, nu-i venea să creadă. Mi-a făgăduit că într-o lună ne cununim. Bravo. Aseară mi-a trimis un coș cu fructe, o frumusețe. Și toată noaptea a cântat la mandolină. Și eu am stat până în zor pe balcon și l-am ascultat. Filucio, dragul meu. Uite-l că tot mai vine. Asta era. Respectele mele. Am adus niște legume frumoase ca o pictură. Ia uitați-vă. Parcă s-a luat la întrecere frumusețea culorilor ardei, roșiile, pepeni și vinetele. Parcă Dumnezeu s-ar fi luat la întrecere cu pictorii și le-ar fi spus, ia să vedem cine pictează mai frumos, voi cu pensulele sau eu fără nimica. Am avut un an bun. A plouat la timp, a fost și soare. Au crescut toate ca o binecuvântare. Nu te tem deloc de vreo furtună care să strice recolta? Ce să mai strice? Că s-a împlinit miracolul. Dar vezi că mă întreb cum o să te descurci cu fratele Chiarini. Sunt lucruri cu care nu se glumește. Uite-te la mine, am păr alb și știu eu ce vorbesc. Îți dai seama că ai intervenit în viața unei femei? Doamne Matilda, dacă nu mai e secret, să știți tot. Îndată stăm de vorbă. Aveam o postă pânii. Chiar e nărăgă, cum te simți tu, ia spune. Bine, Felucio. Să fii fără grijă, știi că am vorbit cu doctorița. Mi-a spus că până acum totul merge bine. Da, Felucio. Doamnă mate, atât am dorit un copil, dacă aș fi dumneavoastră, dar vreau să-l am și eu de la o doamnă de condiție bună. Copilul ia cu pe drum, pe Chiarina o iubesc, restul nu mai contează, doamnă. Prin asta nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Ce m-ați întrebat, doamnă? Cum crezi că o să te descurci cu fratele dumneavoastră de Chiarina? Da. Profesorul o să o sosească din moment în moment. Întâi o să-i urăm bun sosit. Vezi, Filucio, iei lucrurile cam în glumă. Eu iau lucrurile în glumă? Doamnă, mate, nu mă cunoașteți, o să vedeți. Un moment. Pumarola! Da! Pumarola, ai dus coșul la bucătărie? Sigur că da! Ai dus jos la prăbărie, îl găsești acolo pe unchiul meu. Îi spui că l-aștept aici, auzi? Faci treaba asta în 2 minute. Hai! Bine, mă duc îndată! Așa. Ce-i cu unchiul? Ai un unchi? Ha! Dar ce vi se pare curios ca tatăl meu să fie avut un frate? Gaetano Caravaciolo, fratele bietului tata. Și de ce le-ai chemat să vii aici? Păi tocmai ca să facem lucrurile cu seriozitate și cu chipzuială, doamnă. Într-o singură jumătate de zi am pus toate la cale. Cum mi-a spus Chiarina, secretă noastră, înțelegeți? Când mi-a mai spus că în dimineața asta se întoarce și profesorul, am și trimis să-l cheme pe unchiul meu. Și unchiul ăsta al dumitale vine să stea de vorbă cu profesorul? Da, se înțelege, doamnă. Dar mă rog, dumneata n-ai fi putut să-i vorbești? Doamnă Matilda, eu sunt presimțitor din fire. Sub aparența unui modest vânzător de legume se ascunde timiditatea și nevinovăția unui suflet ales. Ca să vorbim drept, profesorul mă cam intimidează.
Eu am venit aici în casă numai cu coșul de legume pe braț. De câte ori mă întâlneam cu profesorul, atâtea vorbe schimbam. Bună ziua, bună seara și plecam. Și acum, așa, dintr-o dată, să ies în cale și să-i spun: lucrurile sunt aranjate, o să fim cumnați. Zi, ăsta e motivul. Mă mir că un băiat isteț ca dumneata... A, așa par, doamnă, Mati, par isteț. Dar de fapt sunt foarte timid de felul meu. Tata a murit când eram de 12 ani. La vârsta asta mi-a căzut pe umeri răspunderea prăvăliei și grija pentru mama, care de durere puțin i-a lipsit să nu nebunească, săracă. Fără mijloace de trai, fiindcă de la tata n-a rămas un ban, și eu cu grija casei și a prăvăliei n-am știut de prieteni, de lume. Dar cum putea să mă dezvolt? Cum să nu rămân timid? Și fratele ăsta al tatii... Unchiul Gaetanu? Da, nu te-a ajutat deloc? A, ba da, cum să nu? Păi altfel ce m-aș fi făcut eu? La început el s-a ocupat de toate treburile. Ba și astăzi îmi controlează socotelile la prăvălie, fiindcă se pricepe. Mai ține de urât și mami, biata bătrână. E sănătoasă? Da, sănătoasă, de altfel, da, tot cu ideile ei. Se gândește numai la răposatul tata. Nu știe decât atâta: casa, biserica și cimitirul. Și unchiul dumitale cu ce se ocupă? Care unchi? Da. Unchiul ăsta de care spune... Ah, unchiul Gaetanu, sigur, da. Cu semănăturile se ocupă, da. Se pricepe la pământ, la îngrășăminte, știe că trebuie să producă fiecare bucată de pământ. Cum s-ar zice, e agricultor. Da, da, ar putea să câștige cât poftește, dar când îi vorbești despre asta, îți răspunde: ha, n-am nevoie să câștig decât atât cât îmi trebuie ca să trăiesc și gata. Nu e însurat. E holtei. Da, a, și ce bărbat frumos, doamne, măte. Știți că are acum așa vreo 50-52 de ani, să zicem așa. O singură femeie i-ar fi plăcut și ar fi vrut-o de soție, dar fiindcă ea l-a refuzat, a rămas rănit în suflet și n-a mai voie să audă de însurătoare. Da, el trebuie să fie. S-ar putea să fie Lorenzo. N-aș crede, la ce oră trebuie să sosească? La 9:30. Acum e 9:35, îi trebuie timp să fie la gară. Da, ce-o fi vreo Maria? A venit un domn. Aia, v-am spus, unchiul Gaetanu. Poftim, intră, unchiul Gaetanu. Mulțumesc, mulțumesc. Poftiți, poftiți. Bine v-am găsit. Dumneata ești Chiarina. Chiarina. Da, poate aveți de vorbit, să mă las singur. Dacă e nevoie de mine, trimiteți să mă cheme. Nu, 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 Conice, dragă, lucrurile sunt limpezi. Când intervin eu într-o afacere, nu mai e nimic de ascuns. La ce oră vine fratele dumneitale? Mi se pare că e Lorenzo. Eu mă duc alături, mă întorc îndată. Credeam că sunteți în salon. Alfonso, vii singur? Dar ce s-a întâmplat? Nimica. Domnul profesor s-a oprit nițel pe banca de la intrare să ia puțin aer. Știe tot. Ah, nu te-ai putut ține să nu-i spui. Eu? Cum s-a dat creștinul jos de-n tren, tu fuga cu raportul. Ah, ah, ce om mai ești. Ia, cu ce facem? Cine se duce sau roage să vie sus? Ah, iată, ia, uite, uite că vine. Vine, vine. S-a dus de la intrare de spuiată. Veșnic același lucru, Maria. Eu nu știu, eu eram la bucătărie. E cum, și când ești la bucătărie, nu poți să ții ușa încuiată? Ah, și tutuia Chiarina o mai lasă câteodată crăpată. Da, bine v-am găsit. Bine ați venit. Bine ați venit sănătos. Domnul Alfonso a venit și m-a luat de la gară. Mă rog. Doamna Matilda, amabilă ca întotdeauna, îi ține de urât Chiarini. Da. Vă mulțumesc din suflet. Pentru puțin. Știți că e foarte frumos în America. Da, cred. Am o mulțime de lucruri să vă povestesc. Dar poate că voi aveți să-mi spuneți lucruri mai importante. Nu, nu, noi n-avem nimic. Dumneata ești unchiul lui Filucio. Da. Și ai venit să-mi vorbești în numele lui. Da, da. El e tatăl copilului care trebuie să se nască. Ce să facem? A fost azi dimineață și doctorița pe aici, nu? Vai de mine, dar lucrurile astea nu le putea afla de la bărbatul meu. Vezi? Nu le știa nici el. Le știe tot cartierul, doamnă Matilda. 10 minute cât am stat pe bancă la poartă, s-a strâns lumea. Doar atâta nu mi s-a spus dacă o să fie băiat sau fată. Dar unde e Chiarina? Se sfiește să dea ochii cu mine? Domnule profesor, mă iertați, noi nu știm ce să mai credem. Nu vorbiți așa cum ne așteptam, cum aveați dreptul să vorbiți. Doamnă Mati, cele 10 minute cât am stat la poartă ne folosesc tuturor. Oamenii și-au descărcat veninul, iar eu am înțeles că înfruntând situația cu seriozitate și cu calm, facem lumea să râdă mai puțin. Da, Filucin e un băiat de spravă, harnic, nu? Se vede că are intenții serioase din faptul că a venit la noi însoțit de unchiului. Își ia răspunderea faptelor, sigur că da, și facem lucrurile cum trebuie. Mulțumesc, domnule profesor. Ați privit situația cu omenie, ca un om superior. Vă cer o favoare, înainte de a sta de vorbă, să ne îmbrățișem. Da, de ce nu? Acum vine mai ușor.
Pot să vorbesc fără sfiala pe care aveam de obicei în fața dumneavoastră. Bravo, bravo. Ar fi bine să fie și Chiarina de față când stați de vorbă. S-o chemăm. Chiari! Chiari! Chiarina! 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 Vreau să te vadă fratele dumitare. Lorenzo! Chiari, Chiari, surioare, de ce te temi? Lorenzo, frățiorul meu! Draga mea, surioare! Lorenzo, nu-i așa că nu s-a schimbat nimic? Că nu te-am pierdut? Că tot mă iubești? Ei, hai, taci, nu mai plânge, nu? Sigur că nu s-a schimbat nimic. Vezi bine că tot te iubesc, nu? Suntem frate și soră. Da, Lorenzo. Domnule profesor, Chiarina e viața mea. Vrem să ne căsătorim. Ce părere aveți? Nu vă lăsăm să discutați în liniște, da. Mai bine că așa nu puteau să iasă lucrurile, da. La revedere, da. La revedere. La revedere, da. Hai, Alfonso! Viunta! Respectele noastre, dumneavoastră. Da. Da. Da, locuiești la Napoli, domnule Gaetano? În apropiere. Stau mai mult la Fragola, unde administrez niște pământuri ale cuiva. De acolo veni că a trimis aseară filmul și o să mă chem. Te-ai deranjat degeaba, fiindcă ai văzut lucrurile s-au aranjat ușor, din câteva cuvinte. Așa, lucrurile s-au aranjat. Au mai rămas doar câteva lucruri mărunte. Da, să stabilim ziua cununii, să alegem nașii, invitații, martorii. Da, să înțelegi, o mulțime de lucruri de făcut. Dar astea pe urmă. Da? Mai e și altceva de discutat? E vorba doar de o căsătorie, dragă domnule profesor. O căsătorie care, așa cum stau lucrurile, trebuie să se facă chiar dacă n-ar fi pe placul cuiva. Domnule Gaetano, nu pricep. Sunteți poate obosit de drum. Nu. Atunci îmi faceți cinstea să-mi sacrificați mâine o jumătate de oră și lămurim lucrurile. Nu, domnule Gaetano, nu sunt deloc obosit. Dacă vrei, vorbim foarte bine acum. Cum doriți. Atunci ia loc de-a. Mulțumesc. Atunci să plec eu să vorbesc mai bine singur. Nu, de ce? Lucrurile la care se gândește unchiul dumitale vă privesc deopotrivă și pe dumneata și pe sora mea. Te rog, ia loc. Mulțumesc. Chiarina. Chiarina, dar ce, nu mai porți ochelari? Ai observat? De când i-ai scos? Ce, ai făcut vreun tratament? Oh, nu, de fapt, nici nu știu cum a fost. Dar nu mai am nevoie de ei, văd foarte bine. Citez, scriu, brodez, orice. E, bravo, îmi pare bine. Domnule Gaetano? Domnule profesor, eu sunt un om cinstit, dintr-o bucată. O să-mi pui dinainte un vagon cu briliante ca să mă fac să spun o minciună și nu o spun. Mai bine sărac și curat. Ei, nici nu mi-am închipuit altfel. V-am spus asta fiindcă nu mă cunoașteți. Eu trăiesc mai mult la țară, în contact cu natura, care nu te minte niciodată. Stau de vorbă cu pomii, cu florile, cu frunzele. Da, convorbiri sănătoase și nici nu te contrazice nimeni. Da, exact. O operă lirică, domnule profesor. Da, cred. Și afară de asta? Domnule profesor, dacă pun suflet pentru situația nepotului meu, deci și a sorii dumneavoastră, puteți fi sigur că o fac numai în interesul lor. Da, cred. Mai departe, Filucio nu are avere proprie. Prăvălia e lăsată prin testament mamei lui, ca singura sursă de câștig pe care a lăsat-o răposatul fratele meu. Din venitul de la prăvălie, destul de puțin trăiește cu mlata mea, Filucio și fratele lui. Da. Eu, ceea ce mă privește, nu mă duc la prăvălie decât sâmbata pentru socotel și fac serviciul ăsta absolut gratuit. Frumos. Atâta timp cât Filucio stă la mama lui, vorba aceea, unde mănâncă doi, mănâncă și al treilea. Dacă se căsătorește însă, dacă și temează o familie cu un copil gata să sosească, se schimbă lucrurile. Nu poate pretinde maichise să-i dea mai mult decât până acum. Ce leafă are Filuciu? Are o leafă ca orice angajat străin și ajunge. Dar dacă își întemeiază o familie cu toate angarale ei, ce o să facă? Să lăsăm să moară de foame pe toți trei? Nu. E drept, da. Se va găsi o cale. Asta ziceam și eu. Trebuie să se găsească o cale. De asta vă spuneam adineaori că mai avem de vorbit. E cum necum, trebuie să-i ajutăm, nu? Da. Chiarina, Filucio. Da. Și voi n-ați vorbit despre asta între voi?
Cum să nu? Așa. Am vorbit mereu, dar te așteptam și pe tine. Filuciu are de gând să muncească, să nu depindă de nimeni. Vrea să-și facă drum prin munca lui. Vrea să lase serviciul de la prăvălie și să-și deschidă un magazin de lux. Și te rugăm să ne ajuți. Da. Dragă surioară, ca să deschizi un astfel de magazin trebuie un capital de 5-6 milioane de lire și eu nu-l am. Tu știi bine, eu trăiesc din lucrul meu. E vorba numai de local. Cele patru camere de la etaj ar ajunge pentru locuință, iar parterul l-am transformat în magazin. Domnule profesor, ar fi grozav. Gândiți-vă o prăvălie la colț pe două străzi principale. Da, și cheltuielile cu instalarea? Eu mai am ceva economii și restul pe poliță. Când ai o proprietate, găsești bani pe piață. Care proprietate? Asta care ne-o dați dumneavoastră acum. Prăvălia cu cele patru camere. Domnule profesor, prăvălia și cele patru camere se le dăru tinerii perechi. Chiarina, și cu mobilatul cum o să faceți? Nu prea m-am gândit. Dar mi-aduc aminte că după moartea părinților tu mi-ai spus: Chiarina, lucrurile sunt ale tale. Când te măriți, le iei. Sunt atâtea lucruri că mobilez și două apartamente. Când vrei să desființăm sanctuarul? Parcă erai împotriva oricărei transformări în apartament. Nu! Iau lucrurile cu mine și îl reconstituiesc în tocmai cum a fost, da. O să mi se pară că sunt iar la un loc cu tata și cu mama. Și ei o să se bucure de pe lumea cealaltă, știind că au contribuit la fericirea mea. Iar tu în cele trei camere chemi îndată arhitectul și ți-așezi atelierul așa cum ai vrut. Ai cea mai frumoasă ocazie. Ocazie rară, domnule profesor. Da, sigur, mobila e a ta, fără discuție. Dar chestiunea cu prăvălia, cu cele patru camere... Când le-am cumpărat, vi s-a părut tuturor că am aruncat banii pe fereastră. Eu le-am cumpărat cu banii mei, prin munca mea. Chiarina, dragă, vrei să-ți dau ție puținul pe care l-am? Tânăra pereche, domnule profesor. Frățioare, dragă, dar noi ce să facem? Cum s-ar zice, refuz să-i ajut. Nu e vorba de refuz, dragă, dar nu pot. Te rog să mă ierți, domnule profesor, dar așa crezi dumneata că se mărită o soră? Peste câteva luni o să fie pe lume o ființă. Dar dacă nepotul meu își face mai bine socotelile și zice: nu-mi pot permite luxul să întemeiez o familie, cum vă descurcați atunci? Dacă Filuciu își face socotelile și îmi dă răspunsul pe care îl prevezi dumneata, o să vă spun atunci cum ne descurcăm. Domn profesor, răspunsul meu e ăsta. Peste 20 de zile eu și Chiarina suntem bărbați și nevastă. Filuciu, e adevărat? Dă-mi mână. Poftiți. Vino să te sărut, da. Să te îmbrățișez. Ești un om de isprav. Da, ăsta e răspunsul pe care l-așteptam de la tine. Chiar e surioară, acum sunt cu adevărat fericit. Și atunci acasă? Lasă, dragă, casa e noastră, ce mai... Nu, deocamdată rămâneți aici, e loc destul. Iar pentru prăvălie încheiem un contract în regulă și fixăm o chirie lunară. Dacă Filuciu se poartă bine, vă cedez apartamentul de la etaj după nașterea copilului. Asta după nuntă. Aveți cuvântul meu, da. Și dacă o să vă decideți, nu vreau nimic pentru mine. Mie mi-ajung brațele să muncesc. Bun. Proprietatea s-o faceți pe numele mamii, care rămâne singură, biata bătrână și cu un fiu nerod. Bravo. E, uite, și asta îți face cinste că te gândești ca mama ta să fie pusă la adăpost. Mulțumesc, domnule profesor. Ce e, Filuciu? Filuciu, Coana Virginia, mama dumitare, urcă scările să vie încoace. Haide, mine. Ce-ai spus? Care scări? Vine încoace cu fratele dumitare. Dar de ce ai lăsat-o să vie? De ce era să fac? Era soleg, a vrut să vie și place. Vorbește cu dânsa. Vorbesc cu ea, însă scrăp capul. De ce? Lasă acum. Dar nu știi că mama n-are voie să iasă din casă? N-am lăsat-o în seama ta. Dar ce să fac? O femeie bătrână să urce trei etaje. Nu se poate. Mă duc jos să o ajut. Nu. Păi ce să vă mai... Domnule profesor, nu mai era însă nevoie să fie ajutată, căci între timp mama lui Filuciu a și sosit, urmată de Pasqualino. O vezi și nu-ți vine să crezi. Virginia, femeia asta așa de frumoasă, de numai 26 de ani, să fie mama lui Filuciu? Îmbrăcămintea în doliu și un șal negru pe care îl poartă pe spate nu-i pot ascunde trupul zvelt, grațios. Fața de o paloare delicată e încadrată de părul negru împletit în două cozi frumoase. Ochii mari, negri și neastâmpărați, gura rumenă, senzual. Vorbește cu o voce blândă, resemnată de femeie credincioasă până la superstiție. Poftiți, doamnă, poftiți. Doamnă Chiarina, puteți să fiți liniștite. O să iasă toate bine.
Bună ziua, domnule Gaeta. Bună ziua, doamnă Virginia. Filuciu, erai aici? Filuciu, erai, da, sigur. Băiatule, să mă ierți. Cum am aflat de întâmplarea cu doamna Chiarina, am și dat fuga la biserică. M-am rugat fierbinte. Pe urmă am luat de la preot 30 de lumânări. Lumânări. Dragă Chiarina. Da. În fiecare zi s-a aprins câte una la icoana Sfântului Augustin. Când s-or termina astea, ți-aduc altele. Și așa în fiecare zi a prins câte una, până la nașterea copilului. Da, mulțumesc. Filucio. Da, da. E mama dumitale? Da, da, sigur. Întrebați-l și pe fratele meu, pe Pascalino. Ia spune-mă el. E mamă vitregă. Sigur. Papa, Dumnezeu să-l ierte, s-a însurat a doua oară. Eu și cu Filucio suntem copiii lui din prima căsătorie. Din prima? Da. Filucio. Da. O biată bătrână, nu-i așa? E, o biată bătrânică. E, da. Nu chiar. Da, da, da. Zilele au trecut. Chiarina s-a măritat, copilul s-a născut și casa ordonată de altă dată a căpătat cu totul alt aspect. În mijlocul camerii sunt aruncate claie peste grămadă rufe de dat la spălat. Scutece de copil sunt îngrămădite într-o boccea aruncată pe jos. Pe masă, resturile unei gustări luate de Lorenzo, un căruț gol de copil și, în general, dezordine, foarte multă dezordine. Lorenzo, în picioare la fereastră, fumează și privește dealurile din jur. Chiarina intră și iese grăbită mereu. E foarte ocupată. Pascualino! Pascualino, dă-mi te rog o parte. Te duc așa în drumul meu. Filucio! Filucio! Dezor, dragă, se face turin și mai de demult te punem lucrurile. Acum, Chiarina, să-l ajut puțin pe cuparul. Atunci Lorenzo, frățioare, vin înapoi și îți fac eu puțină ordine pe aici. Da, da, nu te grăbi. Filucio! Filucio, să mergem că se face târziu. Doi cași cu copilul sunt singuri pe afară. Se răcorește, să le spunem să intre în casă. Da, să mergem. Hai, Pascualino, du-te dincolo. Du-te dincolo să nu deranjezi pe domnul profesor. Să iau forfeca, să tai poze. Să tai poze, da, hai, hai. Dă-i, profesor, pumarul ăla rămâne să mai care câte ceva după aici, atunci mutatul cu... Hai, Filucio! Da, noi coborăm. La revedere, cumnate. Hai, la revedere! Zău că asta nu-i treabă bună. Să muți toată casa, asta e treabă de hamal, nu de unul ca mine. Abia mă mai țin pe picioare și trebuie să mai card ulăpioarele astea. Ah, n-ați mai terminat odată. Ia stai puțin, pumarul ăla. Da. Ia, mănâncă un măr să mai prinzi putere. Ai ce om bun sunteți, domnul profesor. Hei, mulțumesc. Eu nu mai am putere nici să mănânc. N-are pic de milă. Cine n-are? Nu știți cine? Stăpânul meu. Acum s-a făcut stăpân. Reposatul tatăsu era om de treabă. Ne vorbești de Filucio? Se poartă rău cu tine? Foarte rău, domnul profesor, foarte rău. Coana Virginia e o sfântă. Maică-sa. Mama vitregă. E o femeie, domnul profesor. Nu pot să vă spun cât e de bună. Delicată și blândă de nu mai are pereche în lume. Nici nu o vezi, nici nu o auzi. Da, n-am mai văzut-o cam de mult. De ce face? Nu prea a fost bine, a trebuit să schimbe aer. Domnul profesor. Coana Virginia e tânără și frumoasă. Și Filucio e mai liniștit dacă o știe închisă. Că dacă se mărită, pierde toată averea. Aha. Da, da. Când a venit aici Coana Virginia, în ziua când a adus lumânările, lui Filucio era să-i vie damblaua. Ce spui? Pentru bani, domnul profesor, e în stare să-și pui unghia în gât. Care bani? N-aș fi vrut eu să vă spui. Dar nu știți care e adevărul. Nu. Iese el odată la lumină. Ați văzut ce bine s-a aranjat Filucio? S-a însurat cu o cucoană, a fost gata și moștenitorul.
Acum aș aranjează un apartament de 4 camere, magazin de trufandale cu 2 intrări pe 2 străzi principale. Și pune pe Pumarola să-i care mobila. Dar Pumarola noaptea doarme, nu vorbește în somn cu dușii de pe lume. Dar cine vorbește cu dușii de pe lume? O să iasă odată adevărul la lumină. Aoleu, mi-a spus doamna Chiarina să-i duc tabloul ăsta din cui? Lasă-l acolo. De ce? Dacă îl vrea Chiarina, să mi-l ceară mie. E tablou scump? Da. Filuciu a fost cu ideea. Aici a stat bine tabloul cera cu măgărușul. Și doamna Chiarina mi-a spus ia din perete și adu-l încoa. Fiți cu băgare de seamă la Filuciu, domn profesor. E un om rău, viclean, șmecher și nerușinat. Mă duc să duc dulapul. Uite ce frumos am tăiat poze din calendar. Pentru asta trebuie răbdare, nu glumă. Eu fac o mulțime de treabă. Dacă m-aș duce și eu cu mama la biserică, cine l-ar mai ajuta pe Filuciu? Da, Pascolino. Da? Ia vină. Mama s-a dus la biserică. Da, a aprins atâtea lumânări până s-a făcut bine. Da, a fost cineva bolnav? Chiar mama era rău bolnavă și eu nici nu știam. Da, și ce boală avea? Nu știu, dar dacă nu era papa să bage de seamă. Cum? Papa n-a murit? Ba cum să nu, e mor de-a binelea. Atunci, acum a văzut-o că e bolnavă, dacă e la cimitir? Îl ține Filuciu în pântece. Pe cine ține în pântece? Pe papa. Papa stă și la cimitir și în pântece la Filuciu. Când vrea să vorbească cu mama, Filuciu adoarme și papa se deșteaptă. Și când se deșteaptă, vorbește dinăuntru din pântecele lui Filuciu. După ce a vorbit, adoarme papa și se trezește Filuciu. Și când se trezește, nu știe nimic. Nu știe ce a spus mama lui papa. Ia uite-te. Da. Și tu știi cam ce îi spune lui mama papa? Știu. Mama nu poate să se mărite a doua oară, fiindcă n-o lasă papa. Îi spune așa: dacă te măriți, eu nu mai ies din flăcările purgatorului. Că știți, papa mare nu știu câți ani de stat în purgatoriu. Bietul papa. Da, dacă nu era așa, mama se mărita cu unchiul Gaetan. Ce spui? Cum, da, unchiul Gaetano vrea să o ia de nevastă? Ba bine că nu. Cum n-ar fi vrut să o ia unchiul Gaetano? Dar să rămâie pe urmă papa în purgatoriu? Mama l-a și pălmuit pe unchiul Gaetano. Cum așa? Nu prea știu bine de ce. Mama mi-a spus așa, că ea avea căldură și nu voia să stea în pat. Și că unchiul Gaetano a vrut să o așeze cu forța în pat. Și zicea să se dezbrace și o strângea tare. Mama e o femeie grozavă. Cu toate că avea căldură, tot l-a scărmâna nițel. Și papa a fost mulțumit de asta? Ba bine că nu. A vorbit din pântecele lui Filuciu și a zis că i-a scutit un an de purgatoriu. Sute, mama... Mama e dus acum la biserică? Până la ora asta s-a sfârșit slujba. Mama trebuia să fie acasă. Ce-am făcut? Ce? M-am tăiat cu foarfeca. M-am tăiat. Te-ai tăiat? Te-ai tăiat rău? Da, rău. Vai, bietul băiat, cum curge sângele? Mama, nu vreau să-i mă duc în purgatoriu. Stai, lasă-mă să te bandajez. Strânge pumnul să nu curgă sânge. Așa tare. Vai, ce de sânge. Nu te mișca și strânge pumnul. Uite că vine Pumarol. Mai am făcut un trans. Dar ce poți zice? S-a tăiat cu forfica. Puțin a lipsit să-și taie toată mâna. Mama buba! Mama forfica! Să fie mama! Da, să fie mama! Sigur că mama. Da. Mama! Mai pierde vremea. Cheamă repede pe maică sa. Nu vreau să-mi iau eu răspunderea. Vine să chem pe Coana Virginia. Mă duc! Stai puțin! Să nu-i spui nimic lui Filuciu și Chiarini, știi? Nu. Să nu se sperie! Nu le spune mama! Da, Maria, ce este? Mai am de adus niște lucruri. Ce-i cu ăsta? Ce? S-a tăiat. Ce frumos a instalat Duduia Chiarina. Are gust, a pus să zugrăvească așa de frumos. A potrivit bine și când a împărțit camerele. Dar unde a făcut odaia copilului și a doicii? În camera din fund de lângă baie. Și ce baie frumoasă. Au pus sufrageria și salonul la un loc. Au dormitorul pentru ei și odăița din fund de lângă bucătărie pentru femeie. Bine. Domn profesor, voiam să vă spun ceva. Da, ce anume? Când s-o duce Duduia la casa ei?
Eu vreau să rămân la dumneavoastră. E altceva. Dumneavoastră stați puțin acasă, când lucrați vă închideți în odaie și eu văd mai bine de treabă. Vă rog, domnule profesor, să mă țineți la dumneavoastră. E bine, bine, o să vorbim când o fi momentul. Nu, eu nu plec de aici. La sora dumneavoastră nu mă duc. Oh, să nu uit. Mi-a zis să-i duc tabloul cel din perete. Lasă-mi pace tabloul la locul lui. Dar Duduia chiar n-a mi-a zis să-l duc. Ce să-i spun dacă mă întreabă? De două ori mi-a spus. Mama. Nu cumva să uite tabloul cu măgărușul. Bine, spune-i că ai uitat și gata. Dar uite că vine doamna Virginia cu mamă ăla. Hai, 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 pleacă, pleacă. Măi, spune-mi băieța și eu ce ai puțin. Mama Buba, mama foarte. I-am făcut un pansament provizoriu. Știți, tăietura e adâncă. Cred că ar trebui dus la serviciu de prim ajutor. O să-l ducă Pumarola până acolo. Da, da, lăsați-l cu mine. Iau un taxi și în 10 minute sunt acolo. Mama, hai, mama, mama Buba, mama. Mama Buba. Unde sunt Filucio și Chiarina? Da, sunt... și instalează apartamentul. Ți-mi pare rău, doamnă Virginia, că ne găsiți casa în asemenea neorânduială. Ce să-i faci? Nu vă așteptați la musafiri. Da, luați loc, doamnă Virginia. Și ți-aș vrea să vă vorbesc serios. Despre ce anume? Da, vă explic numai decât. Știți că dacă nu se ivea ocazia cu accidentul lui Pasqualino, veneam eu la dumneavoastră. E vorba de ceva important? Da, despre un, cum să-i spun eu, comision pe care l-am primit. Acum câteva zile a venit la mine cumnatul dumneavoastră, domnul Gaetano Cannavacciolo. Ce voia, ce v-a spus? M-a rugat să intervin pe lângă dumneavoastră ca să vă hotărâți să-i luați în considerație cererea de căsătorie. Asta-i curată persecuție. Ce are cu mine, ce vrea? Vă rog să mă iertați, nu, n-am știut că vă supără vorba asta. Ce știți dumneavoastră? Nu știți nimic. S-a gândit mai de mult la căsătoria asta? Dacă ați ști. Profită de faptul că sunt femeie singură și că dacă nu se mai ocupă de administrarea averii mele, eu n-aș putea să mă descurc fără el. Se ocupă de proprietățile pe care le-a lăsat răposatul dumitale soț? Da. Dar răposatul n-a avut nimic. Toată averea e a mea. Răposatul avea cu arendă un teren la Fragola, vecin cu noi. Și așa ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit și ne-am căsătorit. Eu aveam 15 ani. Tata era și el văduv, numai pe mine mă avea. Și când a murit mi-a lăsat toată averea. Și cele două prăvălii erau ale tatei și acum sunt ale mele. Am priceput. Și când a murit soțul dumitale, domnul Gaetano s-a oferit să te ajute și a luat el conducerea. Ce aș fi putut să fac singur? 10 pogoane de livadă, 30 de pogoane de vie, o livadă de măslin, 30 de hectare cultivate cu cânep, da, și pe urmă două crescătorii de porci în două părți, oi, găini. Vă închipuiți cum are la mână domnul Gaeta? Da, înțeleg. El e amestecat în toate. E, în cazul ăsta, cred că o căsătorie cu el ar fi foarte nimerită. Nici dacă ar fi să pierd toată averea. Eu nu pot să mă recăsătoresc, fiindcă mă oprește soțul meu. Cum? De când a murit îmi tot spune lucrul ăsta. E, cum așa? Dar nici altfel tot nu m-aș fi mărita cu domnul Gaetano. E prefăcut, interesat și răzbunător. Numai când aud de el mă apucă nervi. Bun, să-l lăsăm. Să vorbim despre altceva. Aș vrea să vă întreb ceva, dacă îmi dați voie. Mi-ați spus că soțul nu v-a lăsat să vă măritați a doua oară. Că vorbiți cu el de când a murit. Păi, dacă a murit, doamnă Virginia, cum? Cum mai vorbiți cu el? E un lucru foarte simplu. Îmi transmite vorbele prin fiul lui. Dintr-o dată îl văd pe Filucio că începe să transpire. Se face galben la față, holbează ochii și începe să vorbească cu glasul răposatului. În felul ăsta soțul meu mă călăuzește, mă ajută, mă scapă din încurcături. Da, am înțeles. N-am voie să mă duc la cinema, la teatru. N-am voie să las doliul. Dar nu vi se pare un sacrificiu prea mare? E o poruncă, dragă domnule profesor. Dar am și foloase de pe urma ei. Dar cam ce fel de foloase? Vă aduceți aminte de ziua aceea când am adus lumânări Chiarinei? Da, cum să nu? În seara aceea, Filucio s-a întors acasă rău dispus și fără poftă de mâncare. Filucio, ia și mănâncă ceva. Nu mănânc, n-am poftă. Era furios și se învârtea prin casă ca un nebun. Am înțeles, îmi ziceam, astă seară o să avem vizită. Și chiar așa,
Filuciu a început să transpire, s-a făcut alb la față ca hârtia, pe urmă a închis ochii și soțul meu a început să vorbească. Virginia, ai nevoie să schimbi aerul, să te duci la Afragola să respiri aer de țară, fiindcă ești bolnav. Da, da, da. Pentru cât timp, am întrebat eu? Nu știu bine, dar dacă rămâi la Napoli, mori cu siguranță. Dar peste câteva săptămâni se însoară Filuciu cu Chiarina, i-am spus. Gândește-te la sănătatea ta și du-te la Afragola. Din cauza asta n-am fost la nuntă. Da, înțeleg. După cum vedeți, soțul meu îmi spune dacă sunt bolnavă și dacă am nevoie să mă îngrijesc. Dar acum, în urmă, de ce boală ați suferit? Nu știu numele bolii. Nici doctorul n-a știut. Da. De la moartea bărbatului meu, din când în când mă simt rău. Da, și ce simțiți? Sufocări, călduri, dureri de cap. Da, înțeleg. Amețeală, presiune pe inimă, o greutate la cap, leșinuri. Vedeți? Uite așa, fără motiv, de 2-3 ori pe zi încep să plâng ca o proastă. După ce plâng, mă simt mai bine. Doamnă Virginia, Iată, am aici un obiect. Un șal care face minuni. E un șal vechi, de preț, în culori vii. Dă-mi voie să ți-l pun pe umeri. Ce frumos e! Știi de ce ți l-am pus pe spate? Fiindcă are o putere extraordinară, miraculoasă. Da? Oricine se acoperă cu acest șal se simte sănătos, fericit, uită de necazul și se bucură de viață. Un mare învățat din vechime, fugit din extremul Orient, a fost chemat la curtea regelui Ferdinand al IV-lea să încerce să lecuiască pe regină de o melancolie care o făcea să se topească pe picioare. Învățatul a cerut o lună de răgaz. În aceste 30 de zile a desenat și a colorat el însuși această bucată de stofă și s-a prezentat cu ea la curte. Și regina s-a lecuit. Când s-a acoperit cu șalul, s-a făcut voioasă și a trăit fericită tot restul vieții. Și cum se explică? Misterul constă în desen și în colorit. Care este pentru noi culoarea cea mai tristă? Negru. Care sunt culorile care se suprapun peste culoarea tristă? Iată-le aici: roz, roșu, albastru, verde. Dacă s-a acoperit culoarea tristă, rămân culorile vesele. Ai văzut? Cum ți-am pus șalul pe spate, ai și încetat din plâns. Așa este. Dă-mi voie să-ți dăruiesc șalul ăsta, fiindcă stă bine și ca să fii fericită. Vă mulțumesc. Virginia, ai vrea să te măriți cu mine? Cu dumneata? Da. Acum câteva minute mi-am formulat această dorință în sufletul meu. Dar mă temeam să nu fiu respins, să nu fie cumva jignită mândria de bărbat. E idiot, da, aproape că vine să plâng. Să plângi? Și cu șalul cum rămâne? Virginia, ascultă-mă ce spun. Povestea cu șalul e o născocire a mea. Să nu mai crezi în astfel de lucruri. Să nu-l mai crezi nici pe Filuciu când spune că vorbește cu vocea lui taicăsu, și nici în puterea șalului. Să nu mai vorbim despre asta. Puțin îmi pasă dacă Filuciu m-a păcălit ori nu. Dacă nu l-aș fi crezut, lucrurile luau poate altă întorsătură. Și la ora asta n-am mai fi stat de vorbă cum stăm acum. Virginia, avem atâtea de vorbit, dar aici nu se poate. Nu, dintr-o clipă într-alta trebuie să sosească Filuciu și Chiarina. Așteaptă-mă acasă. Vin mai pe seară să te iau și mergem să mâncăm afară, la Torre del Greco. Acolo o să putem sta de vorbă. O să mai spui odată povestea cu șalul? Sigur că... Iată-i că vin, le spunem și lor? Nu, de ce să le spunem? Nu-i treaba lor. Atunci facem așa. Eu intru în camera mea, tu spui că nu m-ai văzut, că aștept să vină Pasqualino de la postul de prim ajutor. După aceea vin și te iau de acasă. Vin, te aștept.
Doamne, doamne, ce obosită sunt! Păi, dar ce dragă, crezi că e ușor lucru să așez 4 camere? Ia uite, mama e aici! Ce face aici, mama? Ce-i cu dumneata așa? Am venit să văd ce-i cu Pasqualino. Îl aștept să vie de la pansament. Așa, așa. S-a dus cu pumarola. Și ascultă-mă, dumneata, nu mai de gând să stai pe acasă. Una, două, vii aici, ce? Dar unde-i fratele meu? Pe profesor nu l-am văzut. Am venit! Mama. S-a făcut la pansat pe Pasqualino. Dar ce-a pățit? S-a tăiat cu foarfeca. Tu ești pentru un fleacă, ăsta îl duceți la postul de prim ajutor? Eu mă duc. Ne vedem mâine. Lasă, lasă, viu eu la dumneata, nu te mai osteni până aici, nu? Pumarola. Da. Te rog să-l iei pe Pasqualino și să-l duci la plimbare. La bine, plimbare, bine. Pe urmă, vă duceți amândoi în Luna Park. Bine. Și-l iei să doarmă la tine. Da, 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 da. Mă simt bine, vreau să fiu singură. La plimbare. Bună seara. Bună seara. Bună seara, mama. Bună seara. Doamne Dumnezeu, de ne-o vedea odată acasă la noi, că nu mai pot. Da, de 6 luni de zile aici, sub tutela fratelui tău, dar nu mai pot. Da, ai dreptate, dar de mâine suntem la noi. Da, și pe urmă să se hotărască o dată, dragă, cum e cu casa și cu prevălia. Ne-o dă, nu ne-o dă, plătim chirie, nu plătim, da. Ce facem? Aud pe fratele tău venind. Da, ce? Ei, sunteți aici? Aici. Abia acum am terminat. Uite, parcă aud pe scară, facea un clic Gaeta. Bună seara. Bună seara, uite, Gaetano, ce s-a întâmplat? Filucio, m-am hotărât să-i spui maică-te să-și caute administrator, că eu nu mai mă ocup de nimic. Dar de ce? Hai de sunt obosit, vreau să mă odihnesc. Judecă și tu, Filucio. Așa, așa. Eu nu pretind să-mi cadă la picioare pentru tot ce-am făcut pentru ea, da. E bine, dar nici așa. O întâlnesc chiar acum pe scară și o întreb: poți să te însoțesc până acasă? Nici nu mi-a răspuns. M-a privit ca pe un dușman și a trecut înainte. De-aia nu mai vreau să mă știu de nimica. Bună seara! Lasă, lasă, că până mâine îți trece supărare. Chiarina, Chiarina, vreau să-ți dăruiești ceva, da? Iată, îți dau tabloul ăsta cu măgărușul care îți place. Vai, dar de ce să-l iei din perete? Dacă pentru bucuria de a-ți-l dărui cu mâna mea. Ce bun și generos ești. Domnule profesor, va trebui să hotărâm la un fel. Vreau să-mi fac și eu un buget, mă înțelegeți? Ce am de plată dacă e vorba de plată? Nu, am hotărât. Vă cedez vouă casa și prevălia. Adevărat. Mâine mergem la notar și facem actele regulă. Da, proprietatea, da, o facem pe numele maicătii, da. Așa cum ai dorit tu, da, Filucio. E bine, hai să rămâi singur aici, Lorenzo. Da, eu o să vin în fiecare zi să văd ce faci. Dacă nu-ți lipsește ceva, știi, suntem aproape. Venim amândoi, da, face plăcere să veniți să mă vedeți, dar nu rămân singur. Nu? Mă căsătoresc cu Virginia. Foarte, foarte bine. Păi da. Cum ai spus? Păi da, ce? Ne-am înțeles să ne căsătorim. Cu mămica? Da, cu mămica, sigur că da. Atunci tu și Chiarina o să-mi ziceți tată și nepotul o să-mi spună bunicu. Da. Cum se mai întorc lucrurile în lumea asta și câte surprize îți rezervă viața, nu-i așa? Ei, așa, eu acum o să plec. Mă duc să iau puțin aer. Chiari, filu, dar nici nu m-ați felicitat. Da, așa e. Nu ne așteptam la una ca asta. Ce să te aștepți, dragă? Cred, ce să-i faci? Se mai întâmplă. Bine, dar chiar așa, domnule. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Filu. Da? Filu, eu te rog un lucru. Da, ce mă? Când te mai duci pe la maică ta, nu-l mai chema pe papa. Sunt gelos.